recent, colecția Monografia editurii Caiete Silvane a apărut cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj și al Consiliului Județean Sălaj, cartea Monografia satului Traniș, scrisă de Aurel Medve. Prefața volumului este semnată de dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene Petru Duluf, Baia Mare, iar pus fața de Daniel Stejerean, managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei. Volumul va fi lansat în 21 august 2022 cu prilejul acțiunii Întâlnirea cu fiii satului Traniș, dedicată împlinirii a 275 de ani de la atestarea școlii și a 110 ani de la edificarea Bisericii de Zid. Această monografie a Tranișului s-a dorit a fi o carte despre oamenii care au trăit în vremuri apuse, despre satul cu rânduieli simple și oameni harnici, agricultori pricepuți dornici să-și trimită pruncii la școli mai înalte, o icoană în care urmașii trănișenilor să-și regăsească obârșia moșii și strămoșii sau o grădină imaginară cu cărări pe care să pășească cu luarea minte spre obârșii. Am scris cu drag despre satul Traniș, un sat liniștit, la marginea de răsărit a țării Silvaniei, pe Valea Someșului, despre trănișenii care s-au afirmat în diverse profesii, dar și despre oamenii simpli care au trudit pe ogoarele din hotarul satului. Mulți dintre cei pe care i-am cunoscut bine nu mai sunt, s-au dus în veșnicie, dar mi-amintesc prin ceea ce au făcut. Casa părintească este amintirea cea mai frumoasă când încă este locuită și amintirea cea mai dureroasă când nu-i mai găsești acolo pe cei care ți-au dat viață. Pentru mine a fost o mare bucurie să reconstitui prin imagini, să reînviu prin cuvinte, să recuperez lumea de mult a Tranișului, în care să se regăsească cei care au văzut aici pentru prima dată lumina zilei, cu toți acei făptuitori de zidiri materiale, spirituale și morale, a scris în argumentul volumului autorul. Aurel Medve s-a născut la Năpradea pe 19 octombrie 1950 într-o familie de țărani. A absolvit liceul teoretic Zalău în anul 1969, după care a urmat cursurile Facultății de Biologie, Geografie, Secția Geografie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care a absolvit-o ca șef de promoție în anul 1973, renunțând la o carieră academică pentru a reveni în Sălaj ca dascăl de geografie, și a început activitatea didactică la școala din Gălgău al Mașului. Mai apoi a lucrat la școala din Bălan, unde a fost director coordonator perioadă în care s-a construit o școală nouă, iar din anul 1979 s-a întors în satul natal, a participat cu comunicări științifice la 7 simpozioane congrese naționale. A publicat peste 40 de lucrări științifice și a colaborat cu articole la diverse ziare și reviste. Din cei 45 de ani de activitate în învățământ, vreme de 37 de ani a fost director de școală, contribuind la modernizarea bazei didactico-materiale a școlilor din comuna Năpradea. În anul 1980 a înființat Cercul de Geografie și Turism, SAMUS 2000, cu care a organizat 23 de expediții școlare în concursul național Expedițiile Cutezătorii, obținând numeroase trofee și premii pentru cele mai bune expediții din țară. A efectuat cu elevii sute de drumeții, vizite și excursii în orizontul local și în județul Sălaj. Pentru munca desfășurată în 1985 a primit titlul de profesor evidențiat, iar în anul 2008 distincția Gheorghe Lazăr. Este autor sau coautor a 13 cărți. Caiete Silvane, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituția Consiliului Județean Sălaj.